în viață supărată. Măi, Doamne, am pierdut al doilea tată. Fără într-un numere pentru Ronaldo. Mai Doamne, of ce viață supărată. Of, am pierdut al doilea tată. S-a dus baza ce-o aveam, s-a dus baza ce-o aveam, regele meu de țigană. Regele meu de țigană. Auzi, Ronald. Of, ce viață supărată. Măi, Doamne, l-am pierdut al doilea tată. S-a dus baza ce-o aveam. Ronaldo. Și n-am durerea cui să-i spui. Port la gât fularul lui. Măcar în ultima zi, măcar în ultima zi, of, cum să ia drumuri pustii. Dă-i cursul meu. Și vine așa. Of, tate. Of, tate. Of, tu să nu mă ila. Tu mă cleamă curcuru. Of, tate. Of, tate. Mă curcuru, hai tu calma, boilo. Of, tate, tate. Tu de până la Logica, pe trunchiul lui Petru Decian, care azi ne părăsește și rămâne doar cu durerea în inimă. Și pentru măicuța lui Lidia supărat. Țineți de el. Toată drână altă străforță, după care urmează părânta sa, toți copiii lui Decian și nepoții lui. Ia-uzi! Ia-uzi ce zice! Ce zice Decian? Voi știți că am fost bun cu toții. Cu drag mi-am crescut nepoții.
cum se zice? Și v-am crescut cu focșa mare, cu tonul de căpătare. Ia uite ce zice. Voi știți că am fost bun cu toții. Cu drag mi-am crescut nepoții. Și v-am crescut cu fucsia mare, cu dorul de cământare. Ia-uzi. Și vreau să vă aud plângă, că mai am puțin și mă duc. Și o să plec în depărtare, Ronaldo, tu ești mai mare. Ai grijă de frații tăi, că nu mai sunt lângă ei. Să stai lângă ochii tăi. Vă dă lui Sibian, pentru cumnatul lui, pentru Decian, care se înțelegea cel mai bine cu el și azi îl părăsește, și pentru toți cumnații lui și nepoții lui, că țineți de la. Vă dă lui Leonard, pentru Decian, pentru toți copiii lui, pentru frații lui Decian și surorile lui, fără număr. Ia-uzi! Plânge în casă și pereții, Doamne, plânge în casă și pereții, of, ce supărat este Mesia. Ia-uzi. Nu pot lângă el să fiu. Au, nu pot lângă el să fiu nepotul meu mijlociu. Au, ce zice pentru Messi? Plânge-n casă și pereții, mai dăm la plânge-n casă și pereții, ce necăjit este Mesia. Nu pot lângă el să fiu, of, nepotul meu mijlocit. Am luat, dar durere mare n-am, dar durere mare n-am. Uf, dar durere mare n-am, cel mai mic este zidar. L-am crescut cu focșa mare, l-am crescut cu focșa mare, cu dorul de cămătare. Și vine așa. Tot din bătălu Socotean, pentru frățelului, pentru cămătarul,
care acum 7 ani a părăsit Dumnezeu să ierte, și tăicuțul lui a suferit mult pentru Cămătar. Deci el a suferit foarte mult pentru Cămătar, pentru frățelul lui Socotean. Și acum s-a întâlnit cu frățelul lui. Două vorbe frumoase. Pentru frățelul lui, pentru Cămătar și pentru tăicuțul lui Decian, cu 1000 de euro din pădea lui Socotean. Din pădea lui Granada, pentru măicuța ei, pentru Lidia, cea mai supărată, și pentru toți mânti ei, procuratura Siena, 100 de euro. E pentru lui Terente, pentru unchiul lui, pentru Decian, care era cel mai bun om din Țăndărei și iubit de toată lumea, 50 de pound, și încă 50 de pound pentru Socotean, pentru Studică, Isaac și Ronaldo și toți nepoții. Dumnezeu să-l odihnească. Are și Socotean o strofă frumoasă pentru frățelul lui, pentru Cămătar, care l-a părăsit acum 7 ani, și bineînțeles pentru tăicuțul lui, pentru Decian, care se întâlnește cu el astăzi și a suferit foarte mult din cauza lui Cămătar Decian. Știe toată lumea treaba asta. O să fac o compoziție frumoasă. Din pădea lui cumătrul lui Walter, pentru Decian, și se roagă la toată lumea ca să facă și ei liniște cum făcea el între neamuri. 100 de euro. Și din partea lui Wilson, pentru Socotean, Studii, Isaac și copiii lui Cămătaru, cu 50 de euro. Și de la frații lui Bisna și Leontea, tot pentru Cămătar, pentru Studii, Isaac și băieții lui Cămătaru. A murit un lider, liderul neamului Decian, liderul neamului. Are o strofă așa cum s-a anunțat din partea lui Socotean, pentru frățelul, pentru Cămătar, care a făcut 7 ani de zile de când i-a părăsit, și pentru tăicuțul lui, regelul lui Decian, care astăzi se întâlnește cu băiatul lui, cu Cămătar. Cea mai mare durere a lui băieții lui Decian și nepoții lui, care i-a crescut de focul lui Cămătar. Cu viața la valoare! Ce zice vorbele astea? Au ce zice vorbele astea?
Avatar, ascultă bine. Că vine tata la tine. N-a vrut să se pocăiască cu tine, să se întâlnească. Încă o dată se mai repetă, au să putea. Comătare, ascultă bine. Of, că vine tata la tine. Din Vădălui Badea, pentru băieții lui Decian, pentru băieții lui Arindas, al lui Cornelas, și pentru tot neamul care-i supărat 200 de pământ. Ia uzi! De la Tabita, nora lui mai mică, pentru copiii lui Cămiță, care nu i-a lăsat niciodată și nu o să-i lasă toată viața, pentru soțul ei, Isaac, care e cel mai supărat, și pentru nevasta lui Decian, poliția, care nu o să lase toată viața ei, cine știe. Că mătare, ascultă bine. Of, că vine tata la tine. Ia-uzi. Ce zice? N-a vrut să se pocăiască cu tine să întâlnească. Ia-uzi! Of, a se-ntâlnește cu tine. Of, a se-ntâlnește cu tine. Ia-uzi! Oh, și-ar de inimea la mine. Că mă doare, ascultă cu să n-ai grijă de tata, că mi-a distrus inima. Din Vădălui Englez, pentru Decian și Cămătar, pentru Socotean și frații lui, pentru Aron și frații lui, 100 de euro. La Mariana lui Fermă, pentru Socotean, Studii, Isaac, Ronaldo și toți nepoții lui Decian. Pentru Decian, Dumnezeu să ne testă de ori. Pentru Isaac, pentru Studii și Socotean și Decian și Cămița, Dumnezeu să ne testă de Decian, 100 de ori. De la Marea, 100 de euro. În primul rând, pentru Domnul Decian, Dumnezeu să-l ierte, pentru copiii lui, pentru Studii, Socotean și Isaac, și pentru socrul lui Cristian, și pentru fratele lui Decian, pentru Lache Vuricule, 100 de euro, și pentru toată familia asta. Sacă de aștept, fani, sacă de. Hai, vă rugăm, dacă se poate, vă roagă Socotean și toată familia asta îndoliată
Și eu vă rog 5 minute 10 fără bani ca să asculte și strofele astea. Vă rugăm foarte mult din suflet. Vă rog să o contea. Ne cerem scuze, o excepție de la ginerele lui Decian, de la Ciprian, pentru cumnații lui, pentru socotean Isaac Studii și pentru nevasta lui Ana, care cel mai mult ținea la el. 200 de euro de la ginerele lui Decian. Saca de Ștefan, saca de... Să repet în special melodia asta. Și dacă se poate 50 minute fără întrerupere, vă rog eu din suflet. Da. Și dați puțin stația mai tare, dă mai în față boxele, băieții ăștia cu boxele. Numărul 1 de la Ploiești, mă la Breaza. Ieus! Comandare, ascultă bine! Uau, că vine tata la tine! N-a vrut să se pocăiască! Ia uite ce zice? Auzi! Comandare, ascultă bine! Of, comandare, ascultă bine! Că vine tata la tine! Să se pocăiască. Frate, cu tine să se întâlnească. Ia-uzi. Ce zice vorbele astea? Doamne, eu plângeam cu mare dor. Pentru al meu frățior. Iauzi. Dar s-aude toată lumea gemul suferea tata. Câte 7 ani de zile, tata nu și-a dat de bine. Plângea ziua și noaptea, cuvinte adevărate. Plângea ziua și noaptea, nu îl știa nimeni decât măicuțoara mea. El plângea cu foc și amar, striga după comandare. Ia-uzi. Dă-mi la plâng și nu mai am putere. Că speranța vieții mele că tăicuțul meu cel drag, că tăicuțul meu cel drag, el m-a lăsat. Doamne, plâng și nu mai am putere. Doamne, că speranța vieții mele, o, că tăicuțul meu cel drag, a plecat și m-a lăsat.
să-mi supăr atât. Auzi ce zice vorbele lui Săpăteanu? Din bădalul Cămătaru, să fie tare frații lui, care el grijă de tăicuțul lui. Și tu să ai grijă să socoteală de frații tăi. De la Cămătaru pentru frații lui, 100 de euro. De la Decebal, pentru studica, socotean și sac. Și pentru unchiul lui Decian, care știa toată durerea lui. 50 de euro. De la Colonii, băiatul lui Lidia, care n-a putut să vină. Pentru unchiul lui, pentru Decian. Și pentru toți verii lui. Și pentru măicuța lui, care e cea mai supărată femeie. 100 de euro. Și că 50 de euro. De la Sibian. Pentru cea mai dulce cumnată. Cumnatul, ce scuze, care se înțelegea cel mai bine cu el. 150 de euro. Hai, vă rog, dacă se poate, 5 minute acum la cuvintele astea, auzi. Of noapte, noapte fără lună. M-a sunat Isaac să-mi spună. Hai, vă rog, dacă se poate, 5 minute atât de la melodia asta. Fără bani, vă rog eu din suflet. Ia uzi. Se repetă melodia asta frumoasă. Noapte, noapte, fără lună. M-a n-ar fi sac să-mi spună. Vino socotene acasă, că pleacă puterea noastră. Mai lăsați-mă 2-3 minute, 5 minute, să termin și o strofă. Se repetă. Ia uzi, șor viața mea acolo. Noapte, noapte, fără lună. M-a sunat Isaac să-mi spună. Vino socotene acasă, că pleacă speranța noastră. Tu din bătălu în cica.